Roxana Tudose și Alin Moldoveanu sunt din ce în ce mai aproape de Olimpiada de la Tokyo. După ce sportiva legitimată la Omega Technoton Iași a câștigat aurul la europenele de la Győr, Ungaria, a venit rândul unui alt sportiv al clubului să reușească performanțe notabile în competițiile internaționale. Alin Moldoveanu a cucerit împreună cu Laura Ilie Coman medalia de argint în proba de pușcă 10 metri dublu mixt din cadrul Cupei Mondiale de Tir de la Guadalajara. Coman și Moldoveanu au ocupat locul 2 cu un punctaj de 498,4, fiind depășiți doar de chinezii Hu Hong și Chen Keduo, care, cu cele 502 puncte adunate, au stabilit un nou record mondial. Pe pozițiile 3 și 4 s-au clasat echipe din India, iar pe 5 a terminat o echipă din China, Ting Sun Chen Wei Mao. Proba este una olimpică, figurând în programul Jocurilor Olimpice din 2020. Am avut un turneu internațional la sfârșitul lunii ianuarie, unde am avut evoluții competitive de care am fost mulțumit. Apoi au urmat campionatele europene de la Győr, unde mi-au lipsit 1,5 puncte pentru a intra în finală și a urmat Cupa Mondială din Guadalajara, unde m-am descurcat foarte bine în proba de dublu mixt. Drumul e lung și mai am mult de exersat până o să fiu eu foarte mulțumit de ceea ce trag. La campionatul mondial din Coreea de Sud, din septembrie, vizez calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. E un proces de durată, dar sper că în câteva luni, preferabil până în septembrie, să fiu constant la cifre înalte, a declarat sportivul legitimat la clubul Omega Technoton Iași. De remarcat este și faptul că perechea română a fost singura din Europa la această probă clasată pe primele locuri, într-un sport dominat din ce în ce mai clar de sportivi asiatici. Roxana Tudose, sportivă legitimată la clubul Omega Technoton Iași, a făcut parte din echipa feminină a României, care a cucerit săptămâna trecută medalia de aur la campionatul european de tir comprimat după o finală câștigată în fața reprezentativei Danemarcei în proba de pușcă aer comprimat 10 metri. Tirul sportiv se menține la standarde înalte, iar rezultatele din acest an ne îndreptățesc să credem că și Alin Moldoveanu și Roxana Tudose, sportiv legitimați la clubul Omega Technoton, vor obține calificarea pentru Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo. Am speranța că după medalia de aur de la Londra, Alin Moldoveanu își va îmbogăți palmaresul cu cel puțin încă o medalie în Japonia și, de ce nu, Roxana Tudose să fie una dintre surprizele plăcute ale competiției, a declarat Maricel Popa, președintele Consiliului Județean Iași. Reamintim faptul că ultimul campion olimpic al României în acest sport și singurul campion olimpic al Iașului este Alin Moldoveanu, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Londra în 2012.